Gen așa, prieteni, știi? Ce să stai pe telefonul ăla? Nu poți stai pe telefonul. Salut, bă, sacalilor, ce faceți? Prieteni, a trecut un an jumătate de când i-am făcut ultimul prank lui frate meu și voi mi-ați zis, bă, de un an jumate mereu îmi zice să-i mai fac un prank. Deci, efectiv, la fiecare video de-al meu trebuie să fie măcar un comentariu. La orice video este un comentariu care zice, bă, mai fă-i un prank lui frate tu. Tocmai de asta, prieteni, astăzi îi vom face din nou un prank lui frate meu, dar voi trebuie să dați un like, să facem cât mai multe like-uri ca să mai facem prank-uri. Mă simt un pic ciudat că acum sunt la ea, știi, la facultate și acasă la mine în Bacău aveam locul la special de prank-uri. Mai țineți minte? După cum bine știți, asta e clasica poveste de prank-uri și azi facem. Da, am un nou prank aici, de fapt e un prank combinat. Așa că astăzi o să vedeți prank-ul lui frate meu. Ideea e că frate meu își dorește foarte mult un telefon. Telefonul lui actual este vardă, e rupt, se blochează, e aiurea rău, crede-mă, e aiurea rău. Plus că mai e și spart și am zis, bă, hai să facem o faptă bună, să luăm frate-mi un telefon. Bă, ideea e că nici telefonul meu nu e prea bun, știi că se blochează mereu orice aș face, dar vreau să iau lui de data asta un telefon, vreau să aibă el cel mai bun telefon. Tocmai de asta o să mergem la calculator și o să-i comandăm un iPhone XS Max, nu știu ceva, XS de la Max, știu că lui îi place. Așa că comandăm telefonul, o să-l pun pe adresa asta să-l primesc aici în Iași. Filmăm cum primim telefonul, după care, după ce dau eu peste vreo săptămână, cam așa, examenul la anatomie, o să mă duc în Bacău. Odată ajuns în Bacău, cred că, nu știu, o să fac o fază în care îi trântesc telefonul sau dau cu pumnul în el și îl spar și el o să rămână super șocat. Sper să-i placă cadoul meu și știi cum zic. Scuze, frate, hai să comandăm telefonul. Bun, trebuie să vă așez undeva pe aici și o să comand telefonul așa în liniște. iPhone XS Max. Bum, hai să vedem. Bum, iPhone 10S Max, 64 de giga gold. Bum, îl adăugăm frumos în coș. Punem frumos datele și AE. Cred că ne vedem în vreo 4 zile când vine telefonul. Până atunci, vreau să vă zic că nu uitați că aveți codul SNEAK pentru 10% reducere pe Foodshop să vă luați și voi papucii voștri preferați. Frate, au super, super prețuri. Uite-te și tu ce minunăție ai aici și nu doar papuci, trebuie să intrați pe Foodshop, au o grămadă de haine, chestii, codul SNEAK, 10% reducere, nu uitați. Bă, după vreo 5 zile, o săptămână, în sfârșit a venit, frate, hai să-i facem unboxing-ul. Ideea e că acum e vineri și nu am când să mă mai duc în Bacău weekendul ăsta, abia weekendul viitor, după ce termin cu examenul la anatomie, pot să mă duc. Bă, trebuie să apreciați, frate, prank-ul ăsta s-a întins deja pe 2 săptămâni, frate, deci uite ce fac eu pentru frate meu, bă. Deci măcar o să-i treacă prin cap, ești nebun. Bun, îl punem aici frumos pe birou și mă duc să aduc cuțitul. Bun, acum facem unboxing-ul. Iată-mă pe mine în tricou de casă. Bă, abia m-am trezit, bă, deci m-a sunat curierul ăsta săracu, bă. Bă, deci a dormise moleacă acum la prânz, cât e ceasul? E 2. Și a dormise moleacă, știi? Bă, m-a sunat omul, frate. Bă, tot la ăsta, suna la interfon, frate, și la un dat m-am trezit. Bă, dar m-am ridicat gen așa speriat, frate, și m-am dus, știi? M-am uitat pe vizor și zic: "Ce, bă, deschid așa, știi?" Bă, și era tipul ăsta super dezamăgit. Vă rog, un buletin, vă rog, să știu că sunteți dumneavoastră, că nu mai pot, vă rog, vreau să știu. Știi că e comanda mare, știi, trebuie să se asigure. Mă, sper totuși să nu-l găurezi din prima, adică măcar să tai cutia, nu telefonul. Bum, frumos. Bum, Johnule, ia uite-l să mor. Stai să dau pe autofocus, ia uite-l. Hăți, Johnule, frate meu, ce te așteaptă. Bă, ce frate bun sunt. Bă, uite cum se trage foliuța asta. Ia uite-o, hăți, Johnule. Ia uite că scrie iPhone pe el. Wow, Johnule, hăți. Bă, cât de mare ești prost. Bum, se deschide. Wow, Johnule, California. Noi în România n-avem California, John. Wow, mă, hațe sufletul tău. Mă simt eu bine, ești nebun. Bă, da, ce rece ești, mă, pune alea că mână pe un limitat. Oh, yes. Bă, e rece, e super rece, mamă, să mor. Bă, frate meu, dacă nu-ți place asta, bă, trebuie să vin încărcat. S-ar putea să fii descărcat gen pe drum, atâta tot asta. Știu că se descarcă de la frig în morții mei, care are minus un grad telefonul ăsta, jur. Ah, vezi că trebuie să-i faci setup-ul. Salut! Salut! Salut, sunt eu, Mario. Pun pe română. Ia uite, română. Haide, selectați regiunea. Afganistan. Nu, din Albania. Nu, din Algeria. Alabama. Da, deci cam ăsta e telefonul. Frumos, iPhone XS Max, 64 GB gold. Frumos aici, ia uite-l. Haide. Bun, ideea e că l-am făcut eu aici frumos pentru el. Mă rog, am vrut doar să-l testez, să văd dacă e ok. Și de acum, cred că ne vedem pe drum. Cam atâta cu telefonul. Nu uitați să lăsați un like, doamne ajută. Șacalilor, eu în câteva minute am trenul, mă pregătesc să plec. Ca
avem aici telefonul Steva aici cu o grămadă de bagaje pentru că de vacanța de Crăciun mă duc stau și eu la Bacău. Luăm frumos telefonul și îl punem aici în bagaj, mă rog, o să-l pun eu cumva că nu pot cu o mână. Bun, telefonul o să stea frumos acolo și noi ne descurcăm cumva. Ideea e că eu o să ajung în Bacău undeva la 11 seara și nu am deloc timp să fac chestia asta, o să fiu super obosit. Ideea e că eu voi ajunge acasă la 11 seara și va fi prea târziu ca să pot să-i fac ceva în seara asta și probabil o să-i fac mâine. Am super emoții, vreau să nu știu, trebuie să găsesc undeva să ascund camera. Am făcut prea multe prank-uri la viața asta și s-ar putea să-și dea seama. Nu știu exact ce o să fac, o să improvizez pe moment, nu știu, o să ceva e genul care să-i spar cumva telefonul lui pe care l-are deja și deja îi spart, adică să-i îl distrug și după să-i îl dau pe ăsta. Nu vă mai au petrec cu mine, vă bag direct la ghiozdan ca să fim să am și o mâinile mai libere și ne vedem mâine. Bun, am ajuns în Bacău, trecut o zi după faza că n-am putut să-i fac prank-ul dimineață pentru că nu s-a mai dus la școală. Efectiv îl trimiteam la școală și nu s-a dus la școală. Ideea e că acum e la antrenament, se întoarce imediat. Eu l-am pregătit, pur și simplu am dat niște mesaje, am dat așa vreo 3 mesaje că mi-o șters un folder important din calculator. Și acum când vine o să-i zic da bun, pentru că mi-ai șters ăsta care era meu și era amintirile mele, las că trebuie să vezi și tu cum mâi. Bum, îi dăm carata la telefon și îl dăm pe ăsta frumos aici. Haide. De că nu știu, sper să meargă, trebuie să ascund camera pe undeva pe ce, nu știu pe unde o bag eu pe aici. Ne vedem cu prank-ul. Bă, eu sper că nu vede camera aici. Am pus-o cumva într-un dulap așa aici, mi-am pus niște chestii pe aia. Sper că nu o să o vadă. Și când o să vină mă iau de el și o să zic că bă, alea înseamnă pentru mine, ce înseamnă de fapt telefonul pentru tine? Și o să zic dăm telefonul și o să-l sparg în bucăți. După care o să-l întreb, bă, dar ce faci cu telefonul ăla? Gen, de ce nu stai cu ăsta? Mă rog, și-l dau pe ăsta. Gata, nu vă mai țin, trebuie să vin de la antrenament. De acum mă bag acolo, îmi iau rolul, hai Doamne ajută. Bă, dar nu mai vine odată, bă, ești nebun la cap. Bă, nu știu dacă se vede până aici sau dacă e focusat. Îmi pare rău dacă se vede aiurea sau că vorbesc în cel, nici măcar nu e acasă. Ideea e că, bă, am niște emoții de numai pe, bă. Ideea e că o să fie camera principală asta sau, mă rog, asta. Ideea e că asta se vede destul de prost și lumina proastă, dar, mă rog, avem două camere. Da, bă. Poți să-mi zici și mie, te rog frumos, unde sunt toate chestiile astea, plugin-urile pentru Sony Vegas? Un videouri, unde îți iai și când? Aici. Dar eu nu găsesc nimic aici pentru... Dar nu... Deci zi-mi și mie, te rog frumos. Uite, scrie Sony Vegas. Ratat, zi-mi și mie, te rog frumos, dacă eu ți-am zis să nu instalezi în D sau în astea, ți-am zis... Țineți un pic, bă, e calculatorul tău, da, știu, dacă mă întorc acasă, am nevoie de chestii. Zi-mi și mie unde sunt, am încercat... Uite ăla, că am încercat aici să o grămadă și nimic, uite, Vegas-ul deloc. Intră acolo. Ideea mă, îți dau cuvântul meu de om că n-am atins, bă, n-am pus mâna pe mouse și am atins click-ul de Sony Vegas. S-a intrat în folder. Jocurile. De, atât am făcut. Tot ce fac eu aici, folderul meu pentru editat și pentru toate astea, e fix cum e telefonul pentru tine. Bă, dar ce legi că n-am pus, îți dau cuvântul meu de om pe ce am eu mai bun de pe lume. Nu ți-am pus mâna, n-am atins. Ce deci să caut în ăla? Mâine plec la București și trebuie să am videoclip pentru sâmbătă, pentru că oamenii încerc videoclip, vor așa să posteze și eu n-am ce să postez. Chestia asta e ca și cum ți-aș șterge toate chestiile din telefonul tău, asta înseamnă pentru mine tot ce fac eu pe proiectul ăsta cu partea mea de editat. Acum, ca să fim egali și chiar, dă-mi te rog frumos telefonul tău și nu o să comentez deloc. Dă-mi-l acum, te rog frumos. N-ai ce să fac. N-am ce să fac? Bă, dar uite, aici deci, e rău. Deci acum că uite, eu nu mai am chestiile astea, atâți ani. Când te-ai mutat, eu n-am atins, bă, n-am pus mâna pe mouse și n-am atins, n-am pus click-ul pe video, pe ce-i tu. Nu o să comentez deloc, nu comentez deloc, așa primești, nu? Dar să nu comentez deloc, pentru că acum eu am o grămadă de nervi pentru că nu am ce să mai fac. Dar cele tale sunt... Tale mele, cum mai ia mai repede să mă enervezi. Dacă mă enervezi, îl faci mai tare, ia-ți-l. Faci poate de-astea cu mine, ștergi chestiile mele ca și cum ar fi ale tale. Mai dă-mi o dată telefonul, că nu-ți... Ia, vezi, îi dau și eu. Vezi... El. Așa să fii, să nu se vadă deloc pe el. Așa trebuie să fie. Ia, mai poți să vezi ceva pe el acum? Poți să mai văd ce aveam eu? Poți să-ți zic tu dacă poți. Băi! Dar până mi-a intrat sticla în... Da, de parcă mai vezi ceva, mai vezi? Ah, eu mai văd ceva? Rata. Rata, pentru niște chestii, de-astea! Ah,
scot. Bă, nu-i, bă, băi, ce... Bă, n-ai șut ala ca, da, bă. Mă rog, bă, sincer, mă bucur de acum te descurci și îți cumperi telefon singur. Asta oricum... Hai, mai dă-i o leacă, mai dă-i o leacă, te rog. Hai, mai dă-i o leacă. Poate poți răspunzi. Mai dă-i o leacă. Și explică-mi și tu un lucru, bă. Explică-mi un lucru. Gen așa, prieteni, știi, de ce să stai pe telefonul ăla? Nu poți stai pe telefonul ăla. Nu mai, de ce să stai pe telefonul ăsta când poți să stai... Bă, iau și-l, o tură! De ce să stai pe telefonul ăla când poți să stai pe telefonul ăsta? Bă, tu de-asta mi-ai spus și-a fost o lună. Bro, it's just a prank, bro. It's just a prank. Don't be... Deci, don't be sad, man. It's just a prank. De la prank-urile alea când ne făceam foarte dar nașpa... A trecut un an jumate de atunci. Prank. Ai ajuns la prank-uri de genul. Sorry, bro. Ia uite-l pe ăsta, mamă, dar i-am dat, nu, dar mamă, nu m-am glumit, n-am glumit cu el, mamă, dar uite-l pe ăla, bă, stă frumos acolo, bă, stă frumos acolo, ești prea șocată, nu poți să-l ridici. Dar tremur tot, bă, ratat, bă. Hai, bă, că era necesar, bă, să așa tu. Bă, nu merit, bă, nu. Era așa timpul, dă-o încolo, bă, stai cu panorama, bă, stai, uite-l pe ăsta, bă, coclitule, du-te de aici, trogloditule, păi ce vorbim? Bă, ratat, bă. Ești prea șocată. A fost prank-ul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like pentru cel mai tare prank din lume, frate, mi sper că te bucuri. N-am cuvinte. Cadou, dar ce am știut și eu, am zis să-ți mai fac un prank de genul. Doamne ajută. Nu uitați să lăsați un like, un follow pe Instagram la Zniculeț. Și asta e, de acum rămânem să vedem telefonul. V-am pupat. Pa, bă!